Din nou în direct cu informații externe, acum președintele Putin suferă, chiar dacă acest lucru nu se vede, este mesajul transmis de la Kremlin. Afirmațiile vin după ce liderul de la Kremlin a sărit peste o ceremonie de comemorare a victimelor atacului terorist de la Moscova. Государство пропускает такие трагедии полностью через себя. И поверьте мне, если вы не увидите на его лице слез, это не значит, что ему не больно. И то, что переживает он, вряд ли кто-то когда-то узнает и поймет, в том числе и мы с вами. Asigurările date de purtătorul de cuvânt al Kremlinului au venit după ce Vladimir Putin a lipsit de la o comemorare care a avut loc la doar două zile după atacul de la Crocus City Hall. Însă la mai mult de o săptămână de la atac, președintele Vladimir Putin este în continuare absent de la orice comemorare. Ba, zilele trecute, Kremlinul a anunțat că Vladimir Putin nu plănuiește să se întâlnească prea curând cu familiile victimelor și nici să se ducă la locul atentatului. Kremlinul doar a dat publicității un film în care Vladimir Putin apare și aprinde lumânări pentru victime.